Vă salut, dragi prieteni, în acest videoclip vreau să vă prezint din nou iepurașii și să vă arăt evoluția lor. Și cam atât. Hai să începem. Începem cu acest iepuraș. Uitați ce mari sunt. Au crescut foarte mult. I-am scris unde care sunt masculi și care sunt femele. Uitați. Dacă poate că la unii se văd. Aceste două sunt femele, astea două albe și doi masculi. Se pare că acesta, cred, da? Ăsta este mascul. Sunt foarte frumoși și mari. Ia uitați ce mari sunt. Au 900 de grame. Unul. Au o lună și o săptămână. Așa, după care jos am masculașul de uriaș german, foarte frumos, în vârstă de 2 luni și jumătate, face 3 luni, acum am 16. Aici am femeluța de uriaș german metis, adică s-a scos acolo. Aici am puioții, uitați, și-a deschis și ochii. Dar acum dorm. După care aici am mutat masculașul de fluture german, deoarece celălalt am mutat acolo, ăla era mai rău și tot mi-a rupt plasa aici, după cum vedeți. Acesta este mai blând un pic și de ce am mutat aici. Aici masculul de uriaș german, foarte frumos. Cu care să mai mănânc o dată femeia aceasta, după ce îi despart puii. Așa. După care aici am această femeluță, care va trebui să fete, pe data de 28, adică. 28 martie, acum în 25 de zile, 24 de zile, deci nu de mult am dat-o. Peste cât 3 săptămâni va trebui să fete. Aici femeia de uriaș german, foarte frumoasă. Sunt din mame diferite, doar masculii sunt din mamă, adică sunt frat, și femeia nu. Aici femeia de fluture german, care și va trebui să fete, pe data de 24 martie, deci două femei va trebui să fete în această lună. Și aici este masculul de uriaș german, uitați ce frumos este, da, el și cu cel de jos sunt frați, așa că cam acesta a fost videoul. Nu uitați să dați un mare like și să vă abonați, așa că cu voi a fost Mini Family Daniel și eu sunt Ren, de data viitoare într-un alt videoclip. Vă salut!